pietrele la rinichi, litiază renală, nefrolitiază, sunt depozite dure din minerale și săruri care se formează în rinichi. Pietrele la rinichi au multe cauze și pot afecta orice parte a tractului urinar. De la rinichi la vezica urinară. Pietrele la rinichi sau calculii renali se dezvoltă din săruri și minerale care sunt transportate de urină. Există însă diverse metode de tratament pentru eliminarea sau distrugerea acestora fără disconfort major, cum scap de pietrele la rinichi, una din cele mai populare metode de eliminare a pietrelor la rinichi este infuzia de pătrunjel. Se pune la fiert o legătură de pătrunjel verde mărunțit într-un litru de apă. Se lasă pe foc 10 minute, apoi se răcește și se strecoară. Se bea câte o ceașcă de infuzie zilnic timp de 3 la 4 săptămâni, ceaiul de pătrunjel are un efect de curățare extraordinar, elimină rapid nisipul și alte substanțe toxice care s-au depus pe de-a lungul timpului. O altă rețetă de ceai de pătrunjel se pune la fiert un litru de apă în care se adaugă 250 grame rădăcină de pătrunjel curățată și tocată mărunt sau dată pe răzătoare, când fiertura scade la o cană. Se strecoară lichidul și se împarte în trei ceșcuțe. O ceșcuță de lichid se ia dimineața, pe stomacul gol, a doua ceșcuță se ia după amiaza și a treia seara. Pe stomacul gol, în timpul zilei nu se mănâncă absolut nimic până a doua zi. Piatra se transformă în nisip și se poate vedea cum se depune murină. Tot tratamentul durează o zi. Ceaiul de pătrunjel combată retenția de apă. Încearcă ceaiul de pătrunjel și organismul tău va elimina apa în exces și toxinele. Este o băutură ideală pentru cei care se confruntă cu retenția de apă. Curăță sângele, ajută la intensificarea arderilor și face minuni pentru imunitate, fertilitate, sistemul nervos și celosos. Nu uita că este foarte important să ceri și părerea medicului.